Am revenit și prietenul nostru în această dimineață la matinal este doamna Tania Nicolau, președinte al Asociației pentru Dialog Intercultural. Bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit! Cam matinal, vă mulțumim! Toți prietenii noștri ne spun cam matinal, dar venim! Da, și înseamnă că dacă venim aici începe ziua foarte bine, o să ne meargă extraordinar. Doamne ajută, mai ales că astăzi este sărbătoare mare. Așadar, haideți să vorbim un pic despre activitatea Asociației Dialog Intercultural. O să vă las pe dumneavoastră să descrieți. Putem să spunem că avem o activitate intensă. Acum, de exemplu, suntem în plină derulare a unui proiect, Inima Nomadă a Marii Uniri. Proiectul intră în proiectele pentru centenar și a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. În cadrul acestui proiect vom face un film care se numește Inima Nomadă a Marii Uniri. Este un film despre Regina Maria. Pentru că ne-am propus să redăm locul care îi se cuvine în cadrul acestei aniversări, pentru că fără ea, fără eforturile ei, mai ales diplomatice, nu știu care ar fi fost rezultatul sau în realizarea Marii Uniri. Și tocmai pentru aceea am găsit persoane foarte care au făcut studii, cercetări despre Regina Maria și i-am invitat să vorbească în filmul nostru. Este un documentar mărturie despre Regina Maria și am pornit cumva pe urmele Reginei Maria, pentru că filmul s-a desfășurat în locurile pe unde ea a trecut, în locurile unde ea a lăsat ceva, unde și-a pus amprenta, unde a creat, unde a trăit. Astfel, filmul a început la Cotroceni, pentru că acolo este locul unde ea devine regina. În timpul existenței ei la Cotroceni a început războiul și de acolo au plecat, s-au refugiat în Moldova. În felul acesta am început filmul la Cotroceni, dar am fost și în celelalte locuri în care a trăit, mai ales la Balcic, pe care ea l-a construit după indicațiile ei și unde în ultima perioadă a trăit mult mai mult în momentul în care s-a retras din viața politică. De asemenea, am fost la Alba Iulia, pentru că nu putem să facem un film despre Marea Unire fără să ne ducem la locul unde a avut loc adunarea în care oamenii și-au exprimat voința să se unească, dar aici vreau să subliniez că cea care a contribuit extraordinar la ratificarea tratatelor la modul în care și-au dorit românii a fost Regina Maria, pentru că în momentul în care oamenii politici au încurcat foarte multe lucruri, s-a dus la Paris Maria ca să descurce, a vorbit cu personalitățile mari ale vremii, adică cu Clemenceau, cu Poincaré, cu toți cei care puteau să ajute România și, într-adevăr, România a fost ajutată. Dacă România este atât de mare, asta se datorează și eforturilor regine. Și noi am încercat să arătăm lucrul acesta, mai ales pentru generațiile de acum, pentru că sunt niște lucruri care nu se știu. Și nu se știu deoarece știți că imediat după, deci în momentul în care
Vine Carol Petron, acesta a fost ușor sau mai mult invidios pe imaginea pe care mama lui o avea, pe contribuția pe care deci contribuția ei pe deci pe imaginea ei internațională și în felul acesta, după ce a murit, a încercat cumva să păstreze liniște, să nu mai se vorbească despre ea, pentru că a să se pune și el în evidență ca rege. După care au venit comuniștii și nu s-a mai vorbit despre monarh, pentru că unirea trebuia să fie făcută neapărat despre popor în timpul comunismului. Și mai ales cum să se vorbească despre o femeie, adică cum să aibă o femeie un rol atât de important. Adică vreau să spun că filmul nostru are și o dimensiune de gen. Așa. După care, după Revoluția din 89, discuțiile care au fost cu monarhia, cu guvernele de atunci, iar nu a avut nimeni grijă să redea locul care îi se cuvine reginei Maria. Și tocmai de aceea, cum să zic, facem noi așa, încercăm să arătăm lucrurile așa cum au fost. Adică prin filmul ăsta încercăm să... filmul se adresează foarte mult elevilor, studenților, tinerei generații, bineînțeles că și adulților care au făcut școală în timpul comunismului și nu s-a abordat acest subiect a fost tabu și în felul acesta încercăm să le prezentăm o parte din istoria noastră adevărată. Și să vă întreb, cât a durat, cât s-a muncit la acest film? S-a muncit mult. S-a muncit mult în ore. S-a muncit la 13-14 ore pe zi, pentru că proiectul a început foarte târziu și nu din vina noastră, deci a început pe 5 octombrie. Și să faci într-o lună un film este, cum să vă spun, este, probabil știți, mai mult decât imposibil, dar noi cred că am făcut imposibilul. A fost o echipă de oameni foarte entuziaști, care chiar și-au dorit să facă, pentru că să lucrezi 13-14 ore pe zi și asta zilnic nu este lucru ușor. Adică pe 30 octombrie este conferința de presă la sediul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, iar pe 31 octombrie, tot la UNESCO, este lansarea filmului. Deci noi suntem acum la ultimele retușuri, filmul este terminat, ținând înseamnă că am fost prin toată țara să filmăm și în același timp și să montăm și să facem tot ce... și scenariu și... Deci, a fost ce durată are? Câte minute? 43-44 de minute. Adică e film documentare, serios. Ați întâmpinat, da, probleme? A, nu, pentru sau că... Sau toate, eu știu, actele au fost... Vi s-au oferit toate... Bănuiesc că atunci când v-ați documentat a trebuit să mergeți inclusiv în biblioteci. Păi au fost unii care au făcut scenariul și ăștia, da, aveau studiile necesare și plus că și noi și ceilalți, de fapt, noi am aplicat cu proiectul ăsta în iunie și am avut așa speranța că el se va realiza, ceea ce cei din echipa de proiect cred că toată vara au citit despre Regina Maria, dar în același timp am apelat la specialiști, la cei care aveau studii, adică n-am chemat oameni care nu se pricep și era vorba și de cunoștințele lor și de preocupările lor, adică sunt persoane foarte, cum să vă spun, sunt persoane recunoscute, de exemplu a fost în filmul nostru, a vrut să ia parte Maria Bucur, care este profesor universitar la Universitatea la Indiana University,
din Bloomington, care e cotat așa foarte înalt ca universitate, dar Ia Maria este considerată unul din specialiștii internaționali în rolul femeilor în primul război mondial. De asemenea, doamna profesoară Mihaela Miroiu a acceptat să vorbească în filmul nostru și știți că doamna profesoară este cea care a adus feminismul în România, adică sunt personalități care au venit să ne ajute. Foarte important este că și părintele arhiepiscop Calinic a fost foarte entuziasmat de idee și are un rol foarte important în filmul nostru și ne-a susținut și ne-a ajutat și a mers cu noi la Balcic și am filmat. Adică sunt foarte mulți oameni care ne-au ajutat și specialiști la cel mai înalt nivel sau oameni cum este părintele arhiepiscop Calinic. Acesta a citit foarte mult despre Maria pentru că i-a plăcut, este pentru o personalitate care într-adevăr l-a fascinat și în felul acesta știe foarte multe lucruri și și-a dorit să, mai ales că știți că Maria este mormântată la mănăstirea din Argeș în 1991, principesa Ileana împreună cu preasfinția sa arhiepiscopul Calinic au contribuit și au schimbat piatra de pe mormânt a Mariei, așa că era foarte în temă cu tot. Câte persoane au muncit în total? Câte persoane și-au adus aportul? Păi nu le-am înnumărat, dar cred că sunt vreo 15. Adică destul de multe și fiecare a știut foarte bine meseria și a știut foarte bine ceea ce trebuie să facă. Adică zic eu că persoanele astea au fost într-o de specialiști. Cred că deja i-ați făcut curioși pe telespectatori. Cum ar putea viziona acest film? Păi o să-l lansăm la UNESCO, da. După care avem mult mai multe evenimente. Apropiat ca loc ar fi un eveniment la Golești, iar la 1 decembrie la Curtea de Argeș, unde filmul iar va fi vizionat împreună cu niște conferințe. De asemenea, pe 19 noiembrie invităm oameni, deci cine vrea poate să vină la Cotroceni, dar bine, trebuie întâi să ne spună nouă că acolo să fac niște liste, mai greu de intrat. Așa, deci va fi un eveniment la Muzeul Național Cotroceni, în care filmul iară, deci va fi o conferință dimensiunea de gen în filmul Inima Nomadă a Marii Uniri. Bineînțeles, întâi se va viziona filmul și pe urmă se va discuta. De asemenea, ne vom duce la Alba Iulia, unde iară va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Va mai mult, o să fie o acțiune la mauzoleul de la Mărășești. De asemenea, ne ducem la Muzeul Carol I din Brăila. Și ne vom duce și la Universitatea din Bălți, pentru că avem acolo parteneri care sunt dornici să ne primească și ei vor veni la noi cu ocazia de 1 decembrie, când vom face la Curtea de Argeș, vom celebra așa mai cu pompă Marea Unire. De asemenea, filmul va intra și în gala UNESCO. Deci sunt foarte multe locuri și prilejuri de a vedea filmul, însă până la urmă o să-l dăm și pe YouTube, o să-l trimitem la inspectoratele școlare, pentru că la casele corpului didactic din România, pentru că el va fi cumva și ca material didactic pentru, nu numai pentru orele de istorie, dar și educație civică și educație în general, va fi trimis și la muzee, pentru că e o perspectivă în care, pe care cred că e foarte interesantă și pentru muzeografi, la cluburile UNESCO și va fi trimis și la comisia și va fi trimis și la UNESCO de la Paris, la sediul central UNESCO. Am înțeles. Ce alte proiecte mai aveți în cadrul asociației Dialog Intercultural? Între 1 și 4
noiembrie. Ne așteptăm partenerii la prima întâlnire de proiect a unui proiect Erasmus, Erasmus Plus. Proiectul se numește Stand Against Bullying Through Arts, deci împotriva bullying-ului. Prima întâlnire, deci noi suntem Asociația pentru Dialog Intercultural, este coordonatorul european. Avem parteneri, în primul rând Colegiul Național Vlaicu Vodă, care a fost partenerul nostru din totdeauna. Și avem parteneri din Lituania, din Grecia, din Spania, din Bulgaria. Ne vom întâlni toți, vor veni în țară pe 1 noiembrie, pe 2 noiembrie va începe întâlnirea noastră de proiect, în care vom discuta chestiuni organizatorice, după care vor fi traininguri pentru stafful proiectului și pentru persoanele, pentru educatori, pentru trainer, pentru profesori, activități cu elevii, festivaluri. Deci vor fi foarte multe activități și în cadrul acestui proiect, în care vom antrena foarte mulți elevi, în primul rând, dar și părinți și profesori, încercând cumva să schimbăm atitudini, comportamente, încercând să facem... Pentru că bullying-ul este un fenomen care este, se manifestă cu foarte mare putere în școlile din România și în toate școlile, indiferent că nu spun ei, că spun că sunt licee de elită, nu se bat, dar sunt și alte forme ale bullying-ului. Nu trebuie neapărat să fie de agresiune fizică și... Deci, prin filmul acesta... Prin proiectul acesta încercăm să diminuăm fenomenul atât cât putem, dar tot e bine să faci ceva fără față de a nu face nimic, nu? Alița Zâmbește este elevă la Colegiul Național Liceu Brătianu. Ah, și... da, Zâmbește. Da. La liceu mai puțin, poate mai mult agresiunea așa verbală, să zic. Păi da, și dar asta e o formă generale... de bullying. Vorbim deci, de lucruri mai serioase. Sigur că da, păi da. Și eu părinte cu un serioasă. Copil în școala generală și sunt probleme, într-adevăr, ca și agresiune. Sunt. Deci, când zâmbeam, sunt mici, da. Să mai și bat, dar da. Când sunt mari și aruncă vorbe urâte, exact. Unii izolează pe alții și fac să se simte rău și mai există bullying-ul ăsta, cyberbullying, deci pe internet, da. Care e foarte agresiv și, cum să spun, și periculos. Periculos, pentru că ei trimit mesaje și te agresează și te jignesc, cum să, dușmanul fiind cumva necunoscut, tu nu știi cine te agresează, exact. Dar simți agresiune. Te simți atacat mai mult. Da, adică e și mai înfiorător, pentru că te uiți la fiecare din colegii tăi și te începi să te îndoiești, dar orice întrebându-te, dar oare cine îmi trimite mesajele la... Nu. Deci sunt lucruri care încercăm, adică încercăm să aducem la oaltă și pe cei care agresează și pe cei care sunt agresați și ne gândim că prin artă impactul este foarte puternic, pentru că este în primul rând un impact emoțional, este foarte puternic și arta are un mare impact și prin artă încercăm să diminuăm, să-i aducem la oaltă, să facă lucruri frumoase împreună și în felul acesta îmi închipui că vor deveni prieteni, școala va deveni un loc mai prietenos și nu or să mai stea atât de... Deci fenomenul se va diminua cel puțin în școlile care sunt destul de multe în care vom lucra noi. Mai idee, este un proiect? Da, mai avem repede un, pe scurt, că mai avem, mai avem un proiect care este împotriva violenței de gen. Pentru că violența, sub toate formele ei, deci începând cu violența domestică, este un fenomen care se manifestă acut în societatea românească și încercăm prin acest proiect să atragem atenția, să facem, în primul rând, să educăm tinerii împotriva, de mici să știe care sunt formele violenței și să nu o accepte. Și de asemenea și părinților și pe adulți. Acest proiect se numește foarte frumos Love Doesn't Hurt. Dragostea nu doare. Adică dacă iubesc pe cineva, nu trebuie să-l fac să sufere.
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această dimineață. Domnilor și domnilor, am ajuns la final. Repede, repede, Alisa. Le mulțumim, Tash de Secret Garden, Ioana Adusă Studio, Floria Altceva, Chic Boutique și prăjiturile Mihaelei. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare cu programele Antenei Unu Pitești și, desigur, ale Antenei Unu. Toate cele bune și să aveți parte de un weekend cât mai frumos. La mulți ani încă o dată sărbătoriților. La revedere!